Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Sunt Dorina Gherganov și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. 366 de noi cazuri de coronavirus și alte 10 decese pe parcursul ultimelor 24 de ore. Sistemul medical riscă să cedeze din cauza situației dezastruoase din instituția medicală în care activa șeful secției COVID-19 de la spitalul din Cahul și-a dat demisia. Moldova tot mai des în vizorul presei și al autorităților din afara țării. Europarlamentarul Siegfried Mureșan critică din nou Chișinăul pentru felul în care a gestionat pandemia de COVID-19. Mandatul de arestare emis pe numele lui Vlad Plahotniucă rămâne în vigoare după 5 amânări. Astăzi, Curtea de Apel Chișinău a menținut mandatul de arestare pe numele fostului lider PDM. Din cronologia proiectului de iluminare stradală lansat de liderul partidului politic Șor, Ilan Șor, lucrările de instalare au ajuns în raionul Fălești. Coronavirusul continuă să facă victime în țara noastră. Încă 10 persoane au pierdut lupta cu virusul periculos în ultimele 24 de ore. Datele au fost prezentate de către reprezentanții Ministerului Sănătății. Astfel, numărul total al persoanelor răpuse de COVID se ridică la 385. Totodată, alte 366 de cazuri noi de infectare au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, dintre care 8 în regiunea transnistrană. Bilanțul total a ajuns la 11.093 de cazuri de îmbolnăviri. Potrivit autorităților din sănătate, în ultimele 7 zile a fost înregistrată o creștere cu 25% a cazurilor noi comparativ cu zilele similare ale săptămânii precedente. De asemenea, și numărul de decese provocate de COVID-19 a crescut cu 2%. Cu infecția COVID nu este de glumit pentru cei care nu au înțeles încă că infecția COVID este una gravă. Predomină afectarea în mediul urban și ponderea cazurilor de import rămâne 2%, dacă la altăieri n-am avut niciun caz de import, ieri am avut un singur caz din Italia. Deci vedeți că importul deja nu mai joacă nicio semnificație epidemiologică în structura cazurilor COVID. Noi deja ieri și altăieri am resimțit zilele când s-au cumpărat pomeni de Paștele Blajenilor. Potrivit șefului de la ANSP, de la începutul pandemiei în Republica Moldova s-au infectat cu noul coronavirus peste 600 de copii și aproape 100 de gravide. În acest sens, furtuna a lansat un îndemn către părinți să evite terenurile de joacă, care sunt potențiale surse de infecție. Copiii fac boala și toate cazurile sunt înregistrate pe interiorul clusterelor familiare, pentru că instituții de instruire și educație au fost suspendate. Deci asta este un indicator legat de perspectiva de redeschidere a acestor instituții, de fapt, și rândul 2 legat de comportamentul în vederea dirijării copilului. Din păcate, terenurile de joacă din municipiu, în primul rând din municipii, dar cel mai evident este Chișinău, devine o zonă de risc pentru infectarea copiilor. Nicolae Furtuna a mai spus că până la ora actuală în țara noastră nu au fost înregistrate cazuri de reinfectare în rândul celor care s-au tratat anterior de coronavirus. Totodată, el a avertizat că asimptomaticii ar putea servi sursă de infecție. Noi astăzi nu putem să spunem cu certitudine în ce volum, în ce măsură asimptomaticii sunt sursă, dar ei sunt sursă cu certitudine. Și care este argumentul meu pe această afirmație? Este faptul că am avut familii în care s-au infectat pe interior unul de la altul, fără ca să manifeste semne clinice de boală. Șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică a declarat că riscul cel mai mare de infectare cu COVID-19 este în piețe, parcuri, mall-uri, transport public și biserici. În acest sens, autoritățile îndeamnă evitarea locurilor aglomerate și să poarte accesorii de protecție personală.
Șeful secției COVID-19 din cadrul Spitalului Raional Cahul, Anatol Malkov, și-a dat demisia. Pentru portalul de știri ziuadeazi.md, acesta motivează că situația în secția care tratează bolnavii de COVID-19 din Cahul este dezastruoasă, iar din această cauză nu își mai poate face datoria. Medicul a mai adăugat că de la începutul crizei provocate de pandemie și timp de aproape 2 luni a fost nevoit să muncească de unul singur cu cel puțin 55 de pacienți. Anatol Malkov susține că a scris cerere de demisie din propria inițiativă, precizând că spitalul care tratează pacienții bolnavi de COVID-19 la Cahul este într-o stare dezastruoasă. Acum, în această secție adaptată, nu se mai poate nimic de organizat. Am discutat cu directorul, dar și cu colegi. I-am prezentat eventuale soluții în care, cu cheltuieli minime, să reorganizăm câteva intrări și să creăm zona roșie și cea galbenă. 3 zile la rând mi-au promis că se va face, dar nimic. Ușile de la saloane nu se încuie, pacienții se plimbă. Este un dezastru ceea ce se întâmplă. De aceea am înțeles că eu nu pot să-mi îndeplinesc obligațiunile. În urma acestor afirmații, reprezentanții Ministerului Sănătății au declarat că s-au autosesizat pe acest caz. Noi le considerăm, de fapt, declarații individuale, deci nu atestăm la un fenomen, însă noi ne-am sesizat în privința acestuia. La nivelul Ministerului Sănătății este deci instituită o comisie de evaluare și suport care se va deplasa la Cahul pentru a veni cu opinii imparțiale privind ceea ce se întâmplă la Cahul. Amintim că recent premierul Ionchicu a declarat că în spitale au rămas locuri numărate pentru pacienții bolnavi de coronavirus, iar autoritățile din sănătate s-au văzut nevoite să reactiveze Spitalul Ministerului Sănătății. Totodată, mai multe instituții medicale din țară au anunțat încă acum o săptămână că nu mai au locuri disponibile pentru internarea bolnavilor afectați de COVID-19. Potrivit datelor prezentate de Direcția Sănătate din UTA Găgăuzia, în data de 5 mai, în secțiile de boli infecțioase ale spitalelor raionale din Comrat și Ceadăr Lungă, toate locurile sunt ocupate, notează portalul Nocta.md. Astfel, în secția respectivă a spitalului din Ceadăr Lungă, sunt în prezent 39 de pacienți, dintre care 36 sunt diagnosticați cu virusul COVID-19. La Comrat, din cei 55 de pacienți, 47 au fost testați pozitiv la coronavirus. O situație mai gravă este la Taraclia. În spitalul raional reprofilat pentru tratarea infecțiilor COVID-19, unii pacienți stau pe coridoare, anunța acum câteva zile TUC.md, care făcea referire la declarațiile directorului instituției, Valerii Jelev. Odată cu introducerea măsurilor de relaxare, autoritățile nu au reușit să gestioneze corespunzător evoluția pandemiei, iar acum zilnic se înregistrează un număr record de infectări, consideră europarlamentarul Siegfried Mureșan. În cadrul reuniunii Biroului Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană Republica Moldova, oficialul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la numărul mare de cazuri de COVID-19 confirmate în ultima perioadă în țara noastră. Totodată, situația din Republica Moldova privind pandemia de COVID-19 a intrat și în atenția agenției de presă BBC. Într-un articol publicat pe 11 iunie, jurnaliștii scriu că unele state, inclusiv Moldova, au renunțat prea devreme la măsurile de carantină, iar în joc sunt viețile oamenilor. Starea de lucruri din Moldova privind răspândirea noului coronavirus și felul în care autoritățile gestionează situația ajunge tot mai des în vizorul presei, dar și al autorităților din afara țării. Într-o postare publicată pe contul său de Facebook, europarlamentarul Siegfried Mureșan notează că în cadrul reuniunii de miercuri a Biroului Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană Republica Moldova, pe care a prezidat-o, a transmis un mesaj foarte clar deputaților cu privire
privire la gestionarea crizei COVID-19 și sprijinul din partea blocului comunitar. În cadrul reuniunii mi-am exprimat îngrijorarea cu privire la numărul mare de cazuri COVID-19 care se înregistrează zilnic în Republica Moldova. Odată cu măsurile de relaxare, autoritățile nu au reușit să gestioneze corespunzător evoluția pandemiei, iar acum se înregistrează zilnic un număr record de infectări. De aceea am spus parlamentarilor din Republica Moldova că măsurile de relaxare timpurie sunt riscante atâta timp cât numărul de cazuri de infectare nu scade semnificativ. Relaxarea trebuie să se facă prudent, pas cu pas și în paralel cu alte măsuri de protecție, a scris Mureșan. În context, europarlamentarul a mai menționat că Uniunea Europeană este gata să ofere ajutor Republicii Moldova, iar tot ce trebuie să facă guvernul de la Chișinău e să solicite. Contactat de postul nostru de televiziune, consilierul pe comunicare al prim-ministrului Vitalie Dragancea nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne oferi o reacție la afirmațiile europarlamentarului. Nici presa străină nu trece cu vederea situația din țara noastră pe fondalul pandemiei de COVID-19. Potrivit agenției de presă BBC, unele state, inclusiv Moldova, au renunțat prea devreme la carantină, iar în joc sunt viețile oamenilor. Țara noastră a fost menționată în același context cu Statele Unite ale Americii, Coreea de Sud, Pakistan și Macedonia de Nord. În toate aceste țări, numărul de infectări a început să crească după relaxarea măsurilor de carantină, se arată în articol. Jurnaliștii au citat din postarea publicată acum 2 zile de premierul Ion Chicu, care a dat de înțeles că guvernul nu dispune de suficiente resurse pentru a continua să susțină populația și businessul în condiții de carantină. Amintim că acum câteva zile și canalul de televiziune de știri pan-european Euronews a difuzat un subiect numit record de creștere a numărului de infectări în Moldova, în care notează că, deși de la o săptămână la alta epidemiologii trag noi semnale de alarmă, autoritățile au continuat relaxarea măsurilor restrictive, iar în imagini apare aglomerația din piața centrală, dar și de la Paștele Blajinilor din cimitire. Autoritățile municipale au anunțat că de astăzi toate terenurile de joacă pentru copii și cele sportive amplasate în parcuri, spații publice și curțile blocurilor vor fi închise și sigilate, deoarece prezintă risc sporit de infecție cu noul coronavirus. Echipa noastră de filmare a surprins însă mai multe mame care, în pofida acestei avertizări, au ieșit cu micuții în locurile de agrement și au ignorat în totalitate măsurile de protecție și regulile de distanțare socială. În pofida faptului că municipalitatea susține că terenurile de joacă pot fi o sursă de infecție pentru copii, se pare că părinții nu conștientizează acest pericol, iar locurile de agrement devin din ce în ce mai aglomerate. Mai multe mame au refuzat să discute cu echipa noastră de filmare. Alți părinți ne-au spus însă că sunt nemulțumiți de decizia autorităților de a închide din nou terenurile de joacă. Numai să stai acasă cu copil este imposibil. Nu mănâncă bine, nu doarme bine, îți face așa un cap. Mai grav este că nu toți oamenii cred în existența virusului, chiar dacă zilnic sute de cetățeni sunt infectați cu noul coronavirus, iar numărul celor care își pierd viața crește de la o zi la alta. E mic așa de tare de am o spăriet lumea asta că nu mai știi ce să mai crezi. Nu m-am uitat niciodată la coronavirusul ăsta. Terenurile de joacă au fost sigilate și anterior, începând cu data de 16 martie. Potrivit statisticilor, 628 de copii din Republica Moldova sunt infectați cu noul coronavirus, iar 54 dintre cei bolnavi sunt bebeluși de până la un an. Ministerul Sănătății atenționează că în ultima perioadă se vehiculează o informație falsă în țară, precum că minorii nu sunt expuși riscului de infectare cu virusul COVID-19. Soția președintelui ucrainean Elena Zelenskaya a fost testată pozitiv la COVID-19. Anunțul a fost făcut de biroul prezidențial de la Kiev. Potrivit presei din țara vecină, prima doamna Ucrainei se simte bine și nu prezintă simptome ale bolii. Acum Elena Zelenskaya este în tratament ambulatoriu, izolată de alți membri ai familiei. Președintele Volodymyr Zelensky și copiii au fost de asemenea testați, rezultatele testelor fiind negative.
Deocamdată nu se cunoaște unde și când prima doamnă s-a infectat. Presa din regiune scrie că toate persoanele care au avut contact cu ea sunt îndemnate să se autoizoleze și să se testeze la COVID-19. Precizăm că recent președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a fost amendat cu $1,250 pentru că a încălcat restricțiile privind pandemia de coronavirus. Mandatul de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc rămâne în vigoare. După 5 amânări, magistrații de la Curtea de Apel Chișinău au menținut astăzi decizia primei instanțe și au respins recursul avocaților fostului lider PDM care cereau anularea mandatului. Potrivit legii, PC Cox urmează să expedieze autorităților Statelor Unite ale Americii toate materialele ce-l vizează pe Vladimir Plahotniuc în vederea extradării acestuia. Avocații fostului lider PDM susțin că decizia a fost luată pripit. Este foarte stranie graba cu care a fost examinată astăzi cauza dată. Ori noi am avut o sumedenie de solicitări la care avem dreptul ca apărători. Am încercat pe deplin să ne executăm dreptul la apărare, să avem dreptul la un proces echitabil, egalitatea armelor și dreptul la un recurs efectiv, însă toate solicitările noastre, cât de bine fondate ele nu ar fi fost, toate au fost respinse. Menționăm că după ce ședința de la Curtea de Apel a fost amânată de 5 ori, Procuratura Generală și-a exprimat public printr-un comunicat îngrijorarea în legătură cu amânările prelungite de către judecătorii de la Curtea de Apel Chișinău de a examina recursul apărătorilor fostului lider PDM. Ulterior, instanța a răspuns că amânările au fost admise pentru a se respecta drepturile procedurale. Amintim că în data de 22 mai, judecătoria Chișinău cu sediul Ciocana a emis un mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele lui Vlad Plahotniuc. În octombrie anul trecut a fost emis primul mandat de arestare pe numele acestuia, după care a fost dat în căutare internațională. Amintim că procurorul general Alexandru Stoianoglu a anunțat că principalul beneficiar al furtului miliardului ar fi Vlad Plahotniuc. Politicianul este bănuit pe 3 capete de acuzare: crearea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Acesta nu a reacționat deocamdată la aceste acuzații. Avocatul fostului lider democrat, Lucian Drogac, a declarat însă că acestea sunt nefondate și nu se bazează pe fapte reale, iar dosarul ar fi unul politic. Încă 3 aleși locali din partea Partidului Democrat, consilieri în comuna Cristești, raionul Nisporeni, au părăsit formațiunea. Potrivit lor, PDM nu mai reprezintă interesele alegătorilor și nu își mai îndeplinește promisiunile date cetățenilor. Totodată, aleșii locali au anunțat că se alătură echipei Partidului Politic Șor, pe care o consideră singura formațiune politică în stare să realizeze acțiuni concrete pentru îmbunătățirea vieții oamenilor. Consilierii locali din partea Partidului Democrat, Victor Prisăcaru, Ion Vistarovski și Valeriu Prisăcaru, consideră că formațiunea s-a îndepărtat de cetățeni, dar și de echipele sale din teritoriu. Potrivit lor, realizarea programului electoral, îndeplinirea promisiunilor date alegătorilor, dar și elaborarea proiectelor concrete nu mai reprezintă priorități pentru conducerea PDM. Cei 3 consilieri din Cristești, care reprezintă jumătate din fracțiunea PDM din această localitate, anunță că în aceste condiții nu văd cum este posibil să-și continue activitatea în cadrul formațiunii și anunță că aderă la Partidul Șor, formațiune care, în opinia lor, și-a demonstrat capacitățile de a realiza lucruri și inițiative concrete în beneficiul cetățenilor. Anunț oficial că părăsesc rândurile Partidului Democrat din Moldova și voi adera la Partidul Politic Șor, deoarece este unica echipă capabilă să schimbe în bine lucrurile în Moldova. Îmi propun ca prim scop realizarea programelor noastre electorale pentru binele oamenilor din localitățile care ne-au încredințat votul și speranțele lor. Se arată în declarațiile semnate de consilierii din Cristești care aderă la Partidul Șor. Contactat de postul nostru de televiziune, președintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, ne-a spus că cei care pleacă probabil ar fi remunerați, acuzații respinse de cei vizați. Amintim că în ultimele luni 16 primari și peste 100 de consilieri
autorități locale au părăsit PSRM și PDM și s-au alăturat echipei partidului Șor. Ei au declarat că sunt nemulțumiți de acțiunile autorităților centrale și ale conducerii celor două formațiuni. Aceștia își motivează aderarea la partidul Șor, spunând că este singura formațiune care își onorează angajamentele electorale. Toate clădirile nefinalizate de pe teritoriul gimnaziului Doina și Ionalda Teodorovici din Orhei vor fi desființate. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost votat în cadrul ședinței Consiliului Municipal Orhei. Documentul a fost susținut de toți cei 23 de consilieri prezenți în sală. Potrivit autorităților, decizia a fost luată după ce în luna ianuarie un adolescent în vârstă de 12 ani a fost ucis într-un subsol al unei locuințe nefinalizate. Consilierii locali din municipiul Orhei au decis ca toate construcțiile nefinalizate unde au fost stopate lucrările de ani de zile de pe teritoriul unui gimnaziu din sectorul Lupoaica să fie demolate. Potrivit aleșilor, teritoriul respectiv va fi amenajat, ulterior vor decide ce se poate de construit pe acea bucată de pământ. Decizia Consiliului Municipal Orhei vine după ce în luna ianuarie un băiat de 14 ani l-a ucis cu sânge rece pe altul de 12 ani, în junghiindu-l cu cuțitul într-un subsol al unei locuințe nefinalizate din oraș. O decizie importantă luată de către consilierii din Orhei ce ține de demolarea obiectivelor neconstruite pe teritoriul gimnaziului Alde Teodorovici, deci sunt niște construcții nefinisate. Am luat act de cele întâmplate anterior în municipiul Orhei. Pe noi ca executori ne bucură acest fapt. În cadrul aceleiași ședințe, consilierii municipali au mai votat un proiect de hotărâre care prevede construcția unei seli de funeralii în preajma cimitirului central din oraș. Aici, locuitorii vor putea să-și ia rămas bun de la cei decedați. Potrivit autorităților, în Orhei nu a existat până acum o astfel de încăpere. În curând și pe străzile satului Doltu din raionul Fălești va fi lumină. După o pauză de câteva luni impusă de pandemia de coronavirus, astăzi au fost reluate lucrările de instalare a iluminatului stradal în localitate. Vestea i-a bucurat pe oameni care spun că așteaptă cu nerăbdare ca și satul lor să devină mai sigur pe timp de noapte. Proiectul de iluminare stradală este implementat de echipa partidului politic Șor la inițiativa liderului formațiunii, Ilan Șor. După ce în localitatea Ișcălău, raionul Fălești, a fost implementat proiectul de iluminare stradală inițiat de liderul partidului Șor, Ilan Șor, lumina se va aprinde în curând și pe străzile satului Doltu din componența comunei. Potrivit proiectului, este programată instalarea unei rețele electrice de peste 14 km și montarea a circa 500 de corpuri de iluminat de tip LED. Totodată, 5 posturi de transformare sunt în proces de modernizare, iar un sistem inteligent va asigura aprinderea și deconectarea luminii la anumite ore. Responsabilii promit că lucrările vor fi încheiate în 6 săptămâni. Oamenii s-au bucurat că după ani buni, drumurile din sat nu se vor mai scufunda în beznă pe timp de noapte. A fost cândva, cu 30 de ani în urmă, a fost lumină, dar asta a fost cândva. Dar de mult timp nu e lumină și nu e chiar bine când ești... Chiar dacă ai întârziat puțin de la câmp și dai să te duci după o caldare de apă și nu vezi pe unde calci, de unde poți și e bine. Clar că dacă ne-a și lumină, ne-am bucurat și noi. Cred că întunericul e ceva dificil pentru toată lumea. Și dacă ar și proiectul se implementează foarte bine, vine tarde. Eu așa închipui că ar fi chiar o bucurie foarte mare pentru toată lumea. Că e o așteptare, e o schimbare spre bine. Pensat, nu se vede, dar dacă a dat Dumnezeu și ne-a pun lumină, tot mai bine să fie. Potrivit unui comunicat emis de partidul politic Șor, cu această ocazie, deputatul Ilan Șor, inițiatorul proiectului, a menționat că implementarea sistemului de iluminare stradală marchează începutul transformărilor în localitate. Această comună este una dintre primele unde noi am început transformări mari. Acționăm aici după modelul Orheiului, unde au fost soluționate problemele una după alta, a dat asigurări Ilan Șor și a accentuat că pas cu pas echipa partidului Șor renaște satele Moldovei.
Prezent la eveniment, vicepreședintele partidului Șor, Vitalie Balinski, a menționat că satul Doltu este parte a proiectului ambițios realizat de formațiune, care prevede iluminarea circa 100 de localități în 2020. Acesta este proiectul partidului politic Șor, proiectul președintelui Ilan Șor. Noi anul acesta ne-am propus să iluminăm circa 100 de localități din țară, acolo unde exponenții partidului politic Șor sunt la administrează localității, unde sunt primarii noștri. Primarul comunei Ișcăleu, Galina Munteanu, aleasă din partea partidului Șor, a declarat că realizarea acestui proiect nu ar fi fost posibilă fără sprijinul echipei lui Ilan Șor. Mulțumim frumos partidului Șor, Ilan Șor, pentru proiectul acesta frumos. Echipa, sunt bravo, lucrez deja jumătate de an cu dânșii, dar întotdeauna mă consultă, mă susțin, mă ajută. În total, în cele trei sate ale comunei, Ișcălău, Burghelea și Doltu, vor fi montate peste 30 de kilometri de rețea electrică, circa 1000 de LED-uri și modernizate 10 transformatoare. Amintim că în prezent sunt în plină desfășurare proiectele de iluminat public în mai multe localități din țară și din raionul Orhei. În total, Partidul Șor s-a angajat în campania electorală ca în acest an toate cele 74 de sate și comune din raionul Orhei să beneficieze de acest proiect. De la începutul anului, cu susținerea partidului Șor au fost implementate sisteme moderne de iluminare stradală în mai multe localități din diferite raioane din țară. Un proiect ambițios de acest gen este implementat și în orașul Taraclia, localitatea administrată de un primar membru al partidului Șor. Nici pe timp de pandemie nu trebuie să uităm de hrana sufletească. Începând de astăzi, trei seri la rând, Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău oferă trei spectacole de excepție pentru iubitorii de frumos. Și pentru că nu putem merge în sala de teatru, reprezentațiile vor fi transmise online de la ora 18. Pleada de spectacole va starta cu piesa The Lucky Strike de Rick Cleveland în regia lui Vitalie Drucec. Potrivit scenariului, un om legat de un scaun cu o cagulă pe cap le spune bancuri torționarilor săi care așteaptă de la șef din Chicago permisiunea de a intra în acțiune sau, pe scurt, de a-i face felul. Între bancuri se dea până amintiri. Din distribuție fac parte Nicu Suveica, Alexandru Pleșca și Ghenadie Gâlcă. Sâmbătă, 13 iunie, la ora 18, teatrul va difuza spectacolul În largul mării de Slavomir Mrozek în regia lui Petru Hadârcă. Montat de Teatrul Național Mihai Eminescu în colaborare cu Ambasada Poloniei în Moldova, în spectacol vor juca actorii Anatol Durbală, Emil Gaju, Petru Oistric și Valentin Zorilă. Duminică, 14 iunie, teatrul va oferi publicului online spectacolul Livada de Vișin de Anton Cehov în regia lui Alexandru Cozu. Piesa Livada de Vișin, pe care Cehov o considera comedie, Stanislavski tragedie, iar pe afișul de la premieră în 1904 scria dramă, devine în viziunea regizorului Alexandru Cozub tragicomedie, un spectacol savuros despre setea de iubire împărtășită, despre nevoia de sens și împlinire. Trei generații de personaje egocentrice, naive, risipitoare și flecare, nu se ascultă unul pe celălalt, ci nici nu o vor. Îi adună doar livada, mai mult cea din aduceri aminte decât cea înflorind sub ferestre. Spectacolele pot fi vizionate pe pagina de Facebook a instituției și pe site-ul oficial al teatrului tnme.md. Amintim că joi, soliștii Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu au susținut un recital de romanțe, arii și duete celebre la sala cu orgă din Chișinău. Concertul, în cadrul căruia au putut fi audiate opere a lui Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Piotr Tchaikovsky, Sergei Rachmaninov, Luigi Gherubini, etc., a ajuns la iubitorii de muzică clasică prin intermediul unei transmisiuni online din cauza pandemiei de COVID-19. Nu pierdeți de la ora 20 emisiunea Moldova zi de zi. Colega mea Victoria Pietraru va discuta despre alianța de guvernare PSRM-PDM, dar și despre activitatea legislativului din această săptămână cu invitații săi, deputații Violeta Ivanov de la Partidul Politic Șor, Eleonora Graur, grupul parlamentar Pro-Moldova, Igor Munteanu, PPDA și Grigore Novac, PSRM. A fost făcută o invitație și unor deputați din fracțiunea PD, dar aceștia au
refuzat prezența la emisiune. Doamnelor, domnilor, rămâneți cu Televiziunea Centrală. Eu sunt Dorina Gerganov și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită în continuare. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. La revedere!